Biserica Ortodoxă, ca o instituție social-religioasă în cadrul statelor feudale românești, și-a împletit viața la fiecare pas cu drumul istoric al poporului român, însușindu-și forme de organizare după rânduielile vremii, orientându-se cu succes în timp, fără să renunțe la substanța ortodoxă care i-a dat o haină românească. În ceea ce privește autocefalia bisericii, aici ar trebui să precizăm și trebuie făcut această precizare etimologică. Autocefalie înseamnă, vine din cuvântul grecesc autokephalos, autoconducere. Kephalos înseamnă cap, autocap, autoconducere, posibilitatea de a se autodetermina, de a se autoconduce, posibilitatea unei biserici de a se autoconduce înseamnă autocefalie. Pentru ajungerea la situația de patriarhat, pentru ca o biserică să devină patriarhat, trebuie să fie, în primul rând, autocefală, să aibă această posibilitate de autodeterminare. Pe fiecare filă a istoriei poporului nostru găsim încă din epoca feudală și prezența bisericii pusă în slujba intereselor statului și poporului român. Prin aceasta, Biserica Ortodoxă Română a devenit Biserica Poporului Român drept credincios, conducându-se în mod independent după legi proprii, elaborate în baza normelor și principiilor dreptului canonic ortodox, respingând orice influență străină. În ce privește autocefalia, ea a fost recunoscută sau, dacă vreți, manifestată în diverse perioade ale istoriei românești. Am spus deja, sau vom mai spune, pe de o parte în legea, în Pravila cea mare de la Târgoviște, 1652, Dimitrie Cantemir de asemenea preciza faptul în descrierea Moldovei, să facem această precizare, spunea că Biserica Românească n-a fost supusă niciodată vreunei ierarhii străine și sunt și alte scrieri. La 1723, o cronică moldovenească preciza așișderea că biserica, că ierarhul și biserica din Moldova n-au fost supuse niciodată vreunei puteri străine, lucruri care aveau să fie reiterate în legislația nouă, de după 1859, de după Unirea Principatelor, pe de o parte în legea sinodală din 1865 și în legea organică din 1872, lege care trebuia să creeze bazele sinodalității și le-a creat pentru totdeauna bazele sinodalității în România. Administrându-se și conducându-se în mod autocefal, Biserica Ortodoxă Română a păstrat întotdeauna unitatea dogmatică, cultică și canonică cu Biserica Ortodoxă a Răsăritului și i-a recunoscut Patriarhului Ecumenic al Bizanțului dreptul onorific de prim reprezentant al Bisericii Ortodoxe, egal cu ceilalți patriarhi ai bisericilor ortodoxe autocefale. În obținerea autocefaliei au fost implicate mai multe personaje. Pe de o parte, oamenii bisericii, Calenic Miclescu, mitropolit primat la vremea aceea, fost mitropolit al Moldovei vreme de 10 ani, de la 1865 la 1875, din 1875 până la 1886, mitropolit primat al celor două principate, pentru cele două principate, și Melchisedec Ștefănescu. L-aș mai menționa pe Melchisedec Ștefănescu pentru că el este cel care a redactat corespondența și nu numai corespondența, dar răspunsurile la corespondența pe care o trimitea Patriarhia Ecumenică, contestând, dacă vreți, dreptul românilor de a avea o biserică autocefală. Sunt doi patriarhii care au făcut acest lucru, Sofronie al III-lea și Ioachim al III-lea, au contestat acest drept. Acestor, dacă vreți, reproșuri, cum că Biserica Românească n-ar avea dreptul să fie autocefală, pentru că a fost permanent supusă Patriarhiei Ecumenice, că Patriarhia Ecumenică este cea care trebuie să confirme mitropoliții și episcopii. Este adevărat, am mai citat din aceste lucruri, cum că blagoslovenia, adică confirmarea, venea de la Patriarhia Ecumenică, dar numirea, instalarea se făcea întotdeauna în spațiu românesc, printr-o alegere autodeterminată, printr-o alegere
făcută fără niciun fel de imixtiune, fără niciun fel de influență. Deci Melchisedec Ștefănescu, ca în poziția lui acum de episcop al Dunării de Jos, al unei nou înființate unități ecleziastice, înființată chiar de guvernarea Cuza în 1864, fiind unul dintre episcopii cei mai cărturari în sinodul vremii, a dat aceste răspunsuri, a întocmit răspunsuri cu argumente istorice de tipul celor pe care le-am citat cu puțin mai înainte, argumente foarte interesante, repet, de tip istoric, potrivit cărora Biserica Română avea tot dreptul să fie autocefală. Biserica Ortodoxă Română cuprinde azi pe toți credincioșii românii de religie creștină ortodoxă din România și din diaspora și este biserica autocefală și unitară în organizarea ei, păstrând unitatea dogmatică a cultului și canonică cu Biserica Ecumenică a Răsăritului. Are o conducere ierarhică sinodală potrivit învățăturii și canoanelor Bisericii Ecumenice și tradiției sale și se administrează în mod autonom prin organe proprii alese de cler și popor, respectând statul și Constituția țării. A trebuit să vină Ioachim al IV-lea cu o deschidere, oarecare deschidere și o altă înțelegere a lucrurilor, ca să poată fi posibilă această obținere a autocefaliei. În martie s-a redactat, s-a întrunit pentru prima oară sinodul complet la Catedrala Mitropolitană, în palatul de lângă Catedrala Mitropolitană, participa acolo și ministrul cultelor de atunci, Sturza, s-a întocmit un răspuns, un memoriu, de fapt, care la 9 martie avea să fie trimis, 9 martie 1885, ne referim la această dată la care se obține autocefalia, avea să fie trimis către Patriarhia Ecumenică, evident că aici avea să fie implicat Melchisedec Ștefănescu, erau argumentele sale. Calinic Miclescu este cel care va prezenta, evident, ca mitropolit primat toată această chestiune în sinodul mitropolitan, în sinodul vremii, pentru că nu e, iertați-mi eroarea, nu e vorba de un sinod mitropolitan, gândeam în termenii actuali. Sinodul de atunci, sinodul ierarhilor, deci sinodul conținea toți ierarhii vremii. Situația a fost prezentată ca atare și în Parlament. În 20 aprilie, toată această corespondență și această dorință exprimată acum în memoriu, într-o scrisoare special alcătuită în urma tuturor acestor ședințe, avea să fie trimisă Patriarhiei Ecumenice și la numai 5 zile, la 25 aprilie, era trimis răspunsul de confirmare a autocefaliei. Toate cele întâmplate în secolul al XIX-lea în legătură cu obținerea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române impun astăzi Bisericii, ca de altfel și teologiei ortodoxe române, o mare sarcină în cadrul ortodoxiei universale și al creștinismului în general, să slujească și în același timp să depășească propria ei contextualitate fără a-și trăda însă originalitatea.